Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Promit să spun tot adevărul. Mă va ajuta și această lumină nemiloasă. Mă bucur foarte mult că sunt astăzi alături de dumneavoastră și le spuneam mai devreme studenților mei care sunt prezenți aici în sală că în urmă cu câțiva ani domnul profesor Zoltan Rostaș a reușit cu adevărată performanță să adune în cadrul unei conferințe comune sociologi interesați de istoria sociologiei și istorici preocupați de istoria socială. Dacă multă vreme sociologii și istoricii s-au disprețuit reciproc, încă din secolul al XIX-lea, profesorul Zoltan Rostaș a demonstrat că putem cu toții conlucra pe aceleași proiecte. Conferința a fost foarte interesantă, dezbaterile au fost extraordinare, iar pe drumul de întoarcere de la Cluj nu încetam să comentăm. Noi să fim disponibili de sociologi, ca niște trăitori, când am dat cu istorici. Și probabil că și mulți dintre confrații istorici și gândesc cam la fel din partea cealaltă. Dar sunt bune câteodată și trădările la ceva. Pentru mine, lucrarea colegii noastre, Teodora Văcărescu, este importantă din două puncte de vedere. Pe de o parte, pentru că lucrarea aceasta, alături de celelalte lucrări coordonate în jurul cooperativei Gusti, ne oferă nouă istoricilor o șansă extraordinară, aceea de a putea utiliza o categorie de surse pe care de foarte multe ori nu avem, mai ales dacă ne gândim la a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar în bună măsură și pentru perioada interbelică. Și anume, colegii noștri sociologi, prin publicațiile lor, ne aduc în atenție surse documentare deosebit de importante referitoare la lumea rurală românească. Pentru perioada de până la primul război mondial, suferim foarte mult datorită disparității surselor referitoare la acest subiect, la această lume. Chiar dacă și în a doua jumătate a secolului avem câteva mici încercări, cum ar fi, de exemplu, chestionarul IHD-ul. Dar, în general, noi istoricii suferim de această lipsă a surselor directe legate de lumea rurală românească. Și de aceea, și lucrarea de astăzi și, în general, lucrările colegilor din jurul cooperativei Gusti sunt pentru noi foarte, foarte importante și trebuie să le fim recunoscători pentru toată munca pe care o fac. În al doilea rând, pentru mine, lucrarea Teodorei Văcărescu este importantă pentru că reprezintă un model. Mă gândesc, de exemplu, că în ciuda faptului că am adunat de-a lungul timpului multe documente, multe informații referitoare la membrele, la domnișoarele și doamnele societății Julimea, membre active, cu carnet și cotizație, dacă putem să spunem așa, pentru a întări înțelesul termenului. Multă vreme spuneam, am neglijat să scriu și un studiu, să folosesc aceste informații. Cu toate că în istoriografia noastră avem câteva lucrări fundamentale referitoare la ceea ce a însemnat Junimea în trecutul României, nu numai din punct de vedere strict intelectual și cultural, dar și din punct de vedere al mecanismelor de ascensiune socială, cu toate acestea, niciunul dintre autori, repet, autori foarte importanți, care au scris foarte bine, precum Zigu Ornea sau colegul Lucian Năstase de la Cluj, niciunul nu se referă la partea feminină a Junimei. Văzând cartea Teodorei Văcărescu, îmi dau seama că e momentul să scriu și eu ceva referitor la, cum spuneam, jumătatea feminină a Junimei, la fel de importantă precum jumătatea masculină. Pentru că la Junimea au fost personalități feminine remarcabile care au contribuit din plin la construirea ceea ce astăzi numim juninism. De asemenea, cred că lucrarea de astăzi deschide foarte multe subiecte, de fapt.
pentru că noi nu avem în față reconstituit doar aportul femeilor din școala Ruschi la cercetările sociologice din România interbelică. De fapt, mi se deschid în față mult mai multe subiecte. Avem un subiect foarte interesant și important în același timp referitor la raporturile de gen din mediul intelectual românesc, din societatea românească în general. Pentru că trebuie să spunem un lucru, dincolo de contribuția remarcabilă și veritabilă a acestor femei, toate, fără excepție, erau conștiente de modul în care se structurează în societatea românească raporturile de putere din mediul academic, din mediul universitar, din mediul cultural, din mediul politic. S-a spus deja foarte bine, în ciuda calităților lor, niciuna dintre aceste doamne nu reușește să ajungă în ultimul bastion al lumii gustiene. Niciuna nu reușește să dețină funcții, responsabilități, niciuna nu reușește să se apropie, așa cum o face Dimitrie Gusti, de cele mai înalte niveluri ale lumii politice, regimului Carol al II-lea în special. De asemenea, avem un alt subiect referitor la modul în care aceste femei sunt văzute de bărbații epocilor, de colegilor, de profesorilor. Pentru că trebuie să spunem un lucru. Ele erau acolo zi de zi, iar cartea Teodore Văcărescu ne demonstrează aceasta cu asupra de măsură. Numai că dacă ne uităm la mărturiile lăsate de contemporanii bărbați despre ceea ce au făcut aceste doamne, vedem că mărturiile acestea sunt extrem de limitate. Precum, nu întâmplător în cazul Junimii. Niciunul din memorialiștii de mare talent ai Junimii, Panu sau Iacob Necruții, nu vorbesc măcar un cuvânt despre prezența doamnelor și domnișoarelor, deși se întâlneau la fiecare ședință a Junimii. Ar mai fi și alte multe subiecte. Proiectorul care ne orbește are o mare calitate. Ne arată foarte interesante fotografii de epocă și eu cred că pe lângă sursele narrative, pe lângă documente, aceste surse iconografice sunt la fel de importante în a studia și a înțelege diverse fenomene trecutul până la urmă. Cu alte cuvinte, trebuie să ne gândim și la partea iconografică a școlii gustiene reprezentată de aceste surse care ne aduc, așa cum am putut vedea și cum vedem în continuare, numeroase mărturii referitoare la ceea ce au făcut femeile școlii gustiene în epocă. Mulțumesc!